Bună seara! Bine ați revenit la Biblioteca Județeană Ghete Chirilianu Neamț. Iată un public numeros, caut, cu un subiect generos și nu numai subiectul, cred eu, este generos. Întâlnirea în această seară este o întâlnire generoasă. De ce spun asta? Pentru că avem, pe de o parte, Biblioteca numărul 1 a județului, pe de altă parte avem Uniunea Artiștilor Plastici, omul numărul 1, pictorul numărul 1 din această Uniune a Artiștilor Plastici din România, filială Neamț. Avem Consiliul Județean, instituția administrației publice, evident, numărul 1 din județul Neamț. Împreună, pentru că este vorba de o finanțare a Consiliului Județean Neamț, împreună, deci, suntem adunați în această seară și mă bucur pentru că văd lume multe, dar mai ales lume de calitate. În primul și în primul rând avem pe estimeze expoziția Neamț, Leagănul Copilăriei, pe care o putem vedea toată săptămâna aceasta. În al doilea rând, avem acest produs, album de artă, editat, sau finanțat, mai degrabă spus, editat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Neamț, cu finanțarea Consiliului Județean Neamț, și este un produs frumos. Aș vrea să fac niște considerațiuni care, în general, să zicem, sunt evitate. Dar cred că, discutând, reușim să așezăm lucrurile pe un făcaș firesc. Și anume, în primul rând, îmi place titlul. Neamț, Leagănul Copilăriei. Am văzut multe situații în care se spune Neamțul. Și mie nu-mi place. Eu nu spun că nu e corect. Poate să fie corect. Dar nu-mi place pentru că duce lucrurile undeva într-un loc comun, deși e vorba de un nume propriu. Neamțul mă duce cu gândul la rusul, bulgarul. Și aș vrea ca neamț, ținutul neamț, județul neamț, să fie doar acesta, unul. Cel puțin de când sunt eu de un an, abia de un an de zile, sunt la Biblioteca Județeană, am avut simezele tot timpul pline. Și s-au peridat pe simeze autori importanți, precum regretatul Constantin Filimon, de exemplu, Dumitru Bezemă, dar, așa cum este firesc pentru instituția comunității, și amatori. Amatori în sensul că ei nu își câștigă pâinea, nu-și trăiesc, nu au traiul asigurat din ocupația picturii, ocupându-se cu pictura. Ci ei au diferite gândele plăciri și, în plus, au o pasiune care îi face să se exprime în pictură. E bine, a fost ușor de observat și au existat deja discuții în sensul acesta, că pe simeze sunt niște tablouri frumoase, s-au zis, sau sunt altfel de tablouri decât cele făcute de pictorii care doar au o pasiune. Pentru că Ștefan Potop este, în primul rând, profesor, dar predă pictură, nu predă limba și literatură română sau ceva. Și în complementaritate sau totodată este un pictor, practic toată ziua lui este ocupată cu a fi pictor. Nu mai face și altceva. Și atunci lucrurile astea se simt. Dacă vrem să punem în paranteză, de exemplu, discuția despre talent, o putem face, evident, facem această notă, nu discutăm despre talent, inevitabil ajungem să vedem diferențe care sunt venite numai faptului că ocupația, pasiunea totală de întreaga zi a lui Ștefan Potop este pictura. Și aș mai să mai spun ceva. Îl cunosc pe Ștefan Potop de foarte multe vreme, de când eram student. Și îmi amintesc, într-o seară de iarnă, dansa Cazacioc, Irina aici de față încă nu era măritată, Mara și ea aici de față nu exista, evident că nici nepoții care urmează să vină nu existau. Și pot să spun că i-am urmărit evoluția, cumva. Și am văzut că predarea picturii monumentale și-a pus amprenta pe portretul lui Ștefan Potop. Am văzut portrete Ștefan Potop care sunt portrete monumentale. Aici avem o situație particulară, o situație frumoasă, aș putea spune eu, în care e vorba de copilărie. Și la copilărie, monumentalul este altfel, cred. Dacă mai este monumental, cel puțin în diferențierile pe care le fac eu, așa ca un simplu observator,
Aici nu mai este vorba de Ștefan Potop, cel care predă pictura monumentală. Este vorba de un pictor sensibil, care abordează, ne trimite pe noi într-un univers extraordinar, universul copilăriei. Aș vrea ca unele lucruri, eventual chiar și cum a reușit să facă acest obiect de artă, aș putea spune eu, produs la o editură care nu e din Piatra Neamț. Eu cred că trebuie, din când în când, să sancționăm rateurile care mai apar și nu o să dau nume acum, dar am văzut lucruri foarte urite făcute în Piatra Neamț. Nu cred că este o bine sau o nebină, dar atunci când lucrurile scapă de sub un anumit bun simț, trebuie să există o sancțiune. Cred că acest album este într-un fel și o sancțiune pentru câteva lucruri care nu mi-au plăcut în exact acest domeniu. Și atunci trebuie să apreciez calitatea picturii, iată o copertă generoasă, și nu în ultimul rând calitatea aranjării tehnoredactării, design, sau cum vreți să spuneți, pentru această carte. Eu aș vrea să-i dau în continuare cuvântul domnului Ionas Laftei, să ne spună câteva vorbe despre Consiliul Județean, cel care finanțează acest produs, cum ziceam, după care, evident, lămuriri ne va da însuși Ștefan Potop. Vă rog. În primul rând, vă mulțumesc că sunteți cu toții prezenți aici. Am mai participat la asemenea manifestări culturale. Văd foarte multe echipuri, văd asemănări, văd oameni care, sigur, dezvoltă numai prin partea de vreo somatică, atâta cultură și inteligență, că se poate înțelege ce se petrece în acest spațiu, în acest moment. Și de ce am făcut apel la carește somatice, pentru a face o trecere către acest mare om, mare stare de spirit, acest pictor al portretului contemporan, care s-a aventurat într-o zonă foarte sensibilă și foarte periculoasă. Zona, dacă vreți, chipului, portretului copilului, cu sensibilitățile pe care le are copilul, cu ceea ce poate exprima copilul la vârsta respectivă. Și i-a reușit din plin să-și axeze semnătura pe așa ceva și să ne redea nouă partea de frumos copilăresc prin care ne reîntoarcem și noi măcar pentru o clipă, pentru un minut, pentru 10 minute spre anii copilăriei care ne-au dominat și ne domină încă. E minunat că în orașul nostru se întâmplă așa ceva, că în județul nostru se întâmplă așa ceva. Sunt manifestări culturale de o forță și de o sensibilitate aparte. Și dacă mi-ați permite să vorbesc și numele Consiliului Județean, măcar 30 de secunde, e că vă pot asigura și pe mine astăzi, pe domnul Ștefan Potop, că vom finanța în continuare asemenea manifestări culturale și nu doar investiții într-un loc sau altul. Felicitări, încă o dată, să felicităm pe domnul Ștefan Potop și, repet, rămâne pentru noi un om, o stare de spirit și un mare portretist al artei contemporane. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Scuzați-vă, vă rog. Mulțumim, domnule Ioana Saftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, pentru prezența dumnealui aici, între noi, și pentru cuvintele pe care le-a adresat. Aș mai vrea să spun, să vă arăt un motiv de mândrie, care ar trebui să existe, este întemeiat acum, pentru Biblioteca Județeană. Și anume, evident că Ștefan Potop putea să expună aceste tablouri la galeriile de artă. A preferat să vină în mijlocul comunității, cumva, într-un mod îndreptat spre universalitate, ca să spun într-un fel. Adică, la galerii de artă era vorba doar despre artă. Aici este vorba despre mai mult decât artă. Este vorba, cred, despre comunitate. Este vorba despre acea comunitate pe care trebuie să o slujească Biblioteca Județeană, un templu al cărții, dar nu numai. Și revin, spun noi, biblioteca, eu cel puțin sunt mândru că Ștefan Potop a ales să vină la Biblioteca Județeană să doneze 180 de albume.
Biblioteca nu se păstreze 180 de albume, evident, o să le doneze la rândul ei către bibliotecile comunale, care astfel vor avea un obiect frumos, nu? Cu lucruri frumoase. Pentru... este un fel de veșnicie. Nu cred că exagerez prea mult, cel puțin la nivelul veșniciei pe care o percepem noi, să depoziteze această memorie și acest lucru frumos. Dar, cel mai în măsură să ne povestească despre aventura portretului, poate chiar aventura picturii, aventura acestui album, este Ștefan Pătot. Este un proiect finanțat de Consiliul Județean și mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc de asemenea colaboratorilor mei, Octav Păvâneț, Carmen Tița, firma Infotec și toți cei care m-au ajutat să iasă în bune condiții acest album. De fapt, motivul pentru care ne-am adunat aici era, în primul rând, lansarea albumului. Însă, ca să nu fie ca orice lansare de carte, pentru că era un album de autor, am zis că să simte nevoia să fie în cadrul unui vernisaj. Desigur, lucrările au mai fost văzute și cu alte ocazii, însă în această adunare niciodată. Și contam pe mai multe modele, însă atâtea au reușit să vină deocamdată. Aș fi vrut să fie nepotul pe copertă, dar deocamdată este doar în burtica mamei și atunci dedicăm albumul Marii și Bebelușului. Pentru că sunt aici mulți copii de la liceu, de la noi, de la Victor Brauner, am să încep să spun că lucrurile nu se fac așa de azi pe mâine, cum am zis, nu doar de acum 30 de ani, ci și mai înainte am început să fac portret. Unul dintre primele era pe o foaie A3, portretul în mărime naturală a surorii mele, care este cu mult mai mică ca mine, și pe la 13 ani făceam portretul, cum am zis, pe o foaie A3, în mărime naturală. Și până atunci mai pictasem figura umană, dar nu după model. Mult timp am ținut acel portret, multe s-au pierdut la fel ca acesta, pentru că a fost o vreme când am neglijat să le fac măcar poze, ele s-au înstrăinat, s-au pierdut și totuși astăzi am putut să aduc în fața dumneavoastră 22 dintre acestea, în jur de 60 se regăsesc în album. O altă, un alt jalon așa în existența asta lungă de portretist ar fi faptul că veți regăsi portretele Dianei și lui Ion Eugen Iosuc, anterioare acelui portret al Marii, pe vremea când eram student și apoi mai anii trecuți am făcut portretul copiilor lor. Cu toți se regăsesc în album, deci e vorba de două generații. De asemenea, Silvana Dulama, care am a trecut la majori, cumva, a apărut în albumul Chipuri din Piatra Neamț. Mi-a scris câteva frumoase rânduri aici, în prefață, în
catalog, alături de Marius Tița. Și am și portretul Ilenei, copilul ei. Să dea Domnul să ajung la vârsta când se pot să pictez și copiii acestora. Doamne ajută! Deci asta ar fi istoria acestui album. Nu este făcut peste noapte, nu este o conjunctură. Hai să aplicăm și noi la un proiect de finanțare la Consiliul Județean. Este rodul a peste 3 decenii de lucru. Sigur că nu am făcut doar portrete de copii. După cum știți, ăsta este al patrulea album după cele trei Tazlău Matrix, Autoportret și Chipuri din Piatra Neamț. Sper că am atins cumva toate aspectele. Aș vrea să vă invit și joi la Galeria Lascăr Vorel să deschidem expoziția a treia ediție a Simpozionului Național de Arte Plastice Tazlău Izvor de Inspirație, un proiect finanțat de Primăria Tazlău. Este și unul din motivele pe care de am trădat galeria, între ghilimele, Galeria Lascăr Vorel și am venit la bibliotecă, dar nu numai acesta este motivul, este și faptul că trebuie să ne promovăm reciproc, iată că prin ajutorul dumnealor acest album va fi răspândit în toate colțurile județului. De asemenea, au fost alocate 200 de albume pentru activități la târgurile de turism pe care le va desfășura Consiliul Județean în continuare sau alte acțiuni de acest gen. În continuare o să ofer modelelor mele câte un album și în limita posibilităților și altor persoane. Când stocul se va epuiza, va rămâne o promisiune viitoare. Sper că mă veți înțelege în seara aceasta. Face o treabă extraordinară, tot așa, într-o colaborare cu administrația publică locală la, în satul de Baștină, în comuna de Baștină, comuna cu un singur sat, singura din județul nostru, Tazlău. Și anume, primăria, administrația de acolo, primăria și Consiliul Local, pune la dispoziția unor artiști cu sumă. Eu aș spune neimportantă, dar nu intrăm în detalii. Iar artiștii vin la o cabană, unde există curent, nu există curent, nu există apă potabilă, nu există... În sfârșit, sunt niște condiții extraordinare din punct de vedere peisagistic, din punct de vedere, eu știu, al aerului, dar nu în condițiile noastre de la oraș, din apartament, unde facem trei dușuri pe zi, dacă avem chef sau în sfârșit. Și în urma acestei colaborări, primăria, administrația, se alege cu lucrări de artă de la fiecare dintre artiști. Evident, ca să ajungi să-ți dorești artă, trebuie să fi trecut deja peste niște praguri ale nevoilor, să le fie acoperit. Și în final să spunem soi de pană la pălărie, cum obișnuiam noi să spunem odinioară, să-ți înfrumusețezi la modul cel mai înalt existența cu arta. Eu aș spune că acest lucru este un fel de exemplu de bune practici pentru toate administrațiile, care ar trebui să poată avea
nevoia, să simte nevoia, să poată avea curajul, să repete ceea ce face Ștefan Bodop. Însă, cred că nu e suficient. Acolo, la Tazlău, sunt mai multe lucruri care converg și fac să se nască o tablă de pictură cu aceste rezultate. Acum este rezultatul unei finanțări. Ștefan Bodop nu știu cu ce să alege, cu glorie, probabil, în chestia asta. El tablourile le are, dar Consiliul Județean s-a ales cu 200 de exemplare din acest tablou, pe care le va folosi la târgul de turist sau nu, poate să le dea oricând vine o delegație importantă până aici. Poate să facă ce dorește Consiliul Județean. Noi, în biblioteca, ne-am ales cu alte 200, mă rog, din care s-a mai scăzut 180 de exemplare și le vom da mai departe. Iată că, în final, momentul acesta și acest album vor rămâne și dorim pictorului Ștefan Bodop, tatălui Ștefan Bodop, bunicului Ștefan Bodop, îi dorim multe realizări de felul acesta și de acum înainte. Și vă mulțumim și dumneavoastră.